știam că poate să fac așa ceva. Ok. Bă! Bă! Nu cred. Bă, ce tare! Bine, am regăsit la un nou video. Astăzi facem din nou content cu Tesla. Am primit un cadou de Crăciun. Sunt eu momentele față la Sibiu. Filmez de pe telefon. Nu știu cum se aude, nu știu cum se vede. Sper să fie destul de în regulă. Am văzut mulți pe story că mi-a spus să facem video legat de treaba asta. Mi-a spus pe story. Vreau să încep mai întâi prin a vă arăta interfața care este acum și ce are acum mașina și să vedeți cât de mult s-a schimbat. Eu am citit deja pe grupurile de la Tesla ce s-a adăugat în mare parte, dar cel mai de bază este un show de lumini pe care l-a adăugat în update-ul ăsta. Haideți să vedem cum e. Suntem undeva aproape de Piața Mare în Sibiu. Avem mașina aici parcată și haideți să vă arăt cum se prezintă mașina. O să încerc să filmez cât se poate de bine. Cam așa arată meniul în momentul de față la mașină. Uitați-vă bine cum se prezintă cu camerele pe aici și o să vedem imediat cum se va prezenta și noul meniu. Așa arată actualul și când ne punem în drive, cam așa arată. Și să vedem acum, după ce dăm update-ul, pentru că dacă ne ducem aici la mașină, la software, dacă ne ducem, vedem aici jos că avem update-ul de Crăciun. O să dureze aproximativ 25 de minute să fac update-ul, să vedem ce primim după acest update de la Tesla de Crăciun. Este momentul de față ajunul și vedem că în 2 minute începe să se facă update-ul. Hai să vedem ce se va adăuga. Pentru cei care nu știți, Tesla are o tradiție să dea un update imens de Crăciun. De fiecare dată în ajun de Crăciun, în ziua de Crăciun, dau un update imens la interfață și adaug o grămadă de chestii noi. Nici nu am apucat bine să mă obișnuiesc cu meniul pe care l-am avut până acum, că deja avem un meniu nou. Am rămas complet șocat că s-au prins luminile alea de la picioare, inclusiv de acolo, care nu credeam niciodată că am lumini în ușă. A few moments later. După aproximativ 20 de minute intrăm în mașină și deja am observat ceva fix când am intrat și de asta am pus filmarea. Am primit versiunea de software 11.0. Cam așa arată treaba, ia să ne tap to explore, what's new. Câteva dintre itemele am mutat pe partea asta stângă, după cum vedem, ok. Deci se pare că bara de jos este acum customizabilă, ne spune. Customizabilă bara de jos, putem să folosim mai multe chestii. Uite, avem camera, joystick, nu știu ce e asta, vedem imediat. Ok. Înainte mă pricepeam și eu să mă joc prin meniul ăsta, acum din nou nu mă mai pricep deloc. Hai să vedem ce ne-a adăugat nou, vedem foarte clar light show. O să vedem imediat ce înseamnă show-ul ăsta de lumini. Imediat, mai întâi vedem după aceea customizabil app launcher, da, deci putem să customizăm. După aceea avem controle mai simplificate, după cum se pare, totul avem direct. Blind spot camera, ok, asta chiar e șmecheră. Ne arată camera din partea dreaptă, dacă dăm semnal din partea dreaptă, dacă dăm semnal în partea stângă, camera din partea stângă. E foarte mișto treaba asta, pentru că Tesla nu are un sistem de unghiu mort ca să vezi în oglindă. Practic ăsta este unghiul tău mort aici ca să vezi care e treaba. Super mișto treaba asta, chiar îmi place și abia aștept să testăm mâine la întoarcere spre București. Waypoint-uri, în momentele față le putem edita și ordine la waypoint-uri. Asta e o chestie bună. Sentry mode live camera. Ok, din nou o chestie super șmecheră. Ce înseamnă treaba asta? Știți că Tesla are sentry mode, adică chestia aia care filmează cât timp eu nu sunt în mașină și îmi protejează mașina. În momentul de față o să pot să accesez de pe telefon mașina și o să văd în timp real ce vede mașina. Dacă cumva știu că cineva e lângă mașină, pot să mă uit în timp real ce se întâmplă cu mașina pe cam. Da, deci puteți vedea în timp real. Forță. Boombox megaphone. Ce e asta? Project your voice with additional authority using the new megaphone function. Nu știu ce înseamnă asta megaphone, dar e ceva legat de boxa din fața mașinii. Și că putem să folosim microfonul? Sudoku. Niște improvements la partea de vreme rece. Acum am băgat un nou meniu la filmulețele de pe Tesla. Dark mode. You can now change to a dark theme display. Acum putem să folosim ceva dark theme. Ok. Hide map details. Ok, cam asta este update-ul. Spuneți-mi ce părere aveți despre update-urile astea. Efectiv, am primit un update imens. Când acum 3 zile din nou am primit un update. Bine, probabil acum la câte update-uri am primit, nu cred că o să mai primesc vreo lună, cred că. Nici un update, o lună, două, cred că nu mai primesc nimic la ce update-uri am primit acum și cum arată interfața. Mamă, uite cum arată meniul acum. Mamă. Totul s-a modificat. Efectiv, totul are un... arată altfel. Arată altfel. Eu sunt curios de light show-ul ăsta. Chiar...
Să vedem cum face mașina, n-ai idee. Avem 4000 de kilometri cu mașina și uite-te cât s-a schimbat în aceștia 4000 de kilometri de când am luat-o. Nu-mi vine să cred, frate. Hai să începem, ce e butonul ăsta? Ok, butonul ăsta, light show. Start the show. Ok, o să începem mea să dăm drumul la show. Boombox, hai să vedem care e treaba cu asta. Horn, megaphone, ia să ce e asta mega? What? Bă! Nu cred! Bă! Bă! Nu cred! Mamă, nu știam că poate să fac așa ceva. Ok, asta chiar e mișto. Alo! Bă! Bună! Bă, dar cum se aude? Frate! Merită clipul ăsta. Acum chiar merită că am făcut clipul ăsta. Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii, frate. Deci chiar e mișto rău de tot să primești atâtea cadouri de Crăciun. A zis Elon Musk că vine cu cool stuff. Dar ce să înțelegi tu prin asta? Aparent chiar vine cu chestii miștoși. Deja au ajuns să avem o grămadă de chestii pe ecran și mi se pare deja complicat la câte chestii sunt aici, după părerea mea. Dar da, cam așa arată meniul de jocuri. Avem o grămadă de jocuri, frate. Uite câte jocuri sunt. Nu știu ce să-ți face atâtea jocuri, dar hai să vedem acum cum e light show-ul ăsta. Trebuie să-l vedem. Hai să vedem cum e. Show-ul o să înceapă imediat ce o să ies din vehicul și o să închid toate ușile. Ok? Fii sigur că ai parcat afară și distrează-te la show. Ok, frumos, frumos, frumos. Hai să ieșim din mașină atunci. Am mutat mașina ca să se vadă mai bine. Am închis? Ia! S-au lăsat geamurile jos. Să vedem ce se întâmplă. Ia să vedem. Opa! Ia uzi, mă! Ce se întâmplă aici, mă? Ia, bă! Facem toate... Ia să vedem la spate! Bă, ești nebun? Bă, ce tare! Se deschide geamul, se închide geamul. Se tot mișcă geamul, ia uite. Bă, e circ mare. Lol, dar cântă un colind. E de colind. Se aude un colind. Gata, bă, noapte bună. Eu cred că nu mai am ce cuvinte să mai spun. Update-ul de Crăciun a fost chiar reușit, după părerea mea. S-a schimbat total mașina la partea de interfață. Au băgat o grămadă de chestii mișto. Show-ul ăsta, chestia asta cu microfonul de la Boombox, care o să fie foarte troll în trafic. Pur și simplu mă gândesc, stau la roșu și când mă plictisesc și traversează un pieton în față, dau pe Boombox și stai pe loc sau ceva, Caterin, ca așa, știi? În fine, e foarte troll mașina asta și asta îmi place foarte mult. Sper că v-a plăcut acest video, dacă v-a plăcut și vreți content cât mai des cu Tesla, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă dacă sunteți noi pe canal. Din păcate ați văzut în timpul update-ului că s-au oprit niște lumini pe aici prin interior, de care nici nu știam, se pare că acum nu prea funcționează. Să vedem când se decide Elon Musk să am voie să le folosesc și eu, o să le pot folosi oare vreodată, habar n-am, vedem ce se va întâmpla. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare, vă pup, ceau!